Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, va deschide expoziția de pictură intitulată Copilul Indigo, semnată de artistul Gabriel Gheorghiu. Evenimentul se va desfășura în perioada 20-30 august la prestigioasa Galerie de Artă Teodor Paladi din Iași, situată pe strada Alexandru Lăpușneanu, numărul 79. Expoziția promite să fie un adevărat festin vizual pentru iubitorii de artă contemporană, aducând în fața publicului lucrări ce explorează universul misterios și plin de simbolism al copilului indigo. Termenul de copil indigo este adesea asociat cu o nouă generație de copii care posedă o sensibilitate și o percepție superioară, trăsături care sunt reflectate cu finețe și adâncime în creațiile artistului Gabriel Gheorghiu. Este o temă mai veche pe care o urmăresc și care mă definește și face parte, această expoziție face parte dintr-o expoziție mai mare, cu 150 de lucrări, cu desene, schițe și toată munca mea care am făcut ca să ajung până aici. Un fel de retrospectivă aniversară și împlinesc 70 de ani și n-am avut spațiu necesar, așa că m-am rezumat la ce sală mi s-a oferit, pe care am putut-o, care este foarte frumoasă și bine luminată. Și am ales lucrările care sunt reprezentative pentru ideea mea de copilul indigo. Eu considerându-mă copil, un copil indigo, deși nu știu dacă mă încadrez în sistemul copiilor indigo, dar îmi place cum sună și îmi place misteriosul acestui cuvânt. Că în general, în tablourile și în lucrările mele, adaug puțin mister, puțin suspans, puțin altceva decât lumea reală. Noi transformăm lumea reală după chipul și asemănarea noastră. Artistul povestește cu multă duioșenie despre mama sa dragă, care i-a marcat copilăria într-un mod plăcut. Acest fapt l-a inspirat să-și realizeze autoportretul alături de mama sa. Care este cel mai reprezentativ pentru dumneavoastră tablou? Este portretul mamei mele dragi. Eu am pictat-o mare, la dimensiune, la față mă refer, ca portret supra-dimensionat. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 22 august, începând cu ora 17:30 și va fi prezentat de profesor universitar dr. Tofan Constantin. Prezența sa la eveniment va adăuga un plus de valoare și de profunzime dialogului artistic pe care Gabriel Gheorghiu îl propune prin lucrările sale. Programul de vizitare al expoziției este de luni până vineri, între orele 10 și 18, oferind astfel publicului larg posibilitatea de a descoperi și de a se bucura de aceste opere de artă într-un cadru adecvat și relaxant.